Pictura este modul în care polițiștii spun că își expun ușor sentimentele, trăirile și îi ajută să-și pună ordine în idei. Cristina este o tânără din cadrul instituției care realizează în mare parte tablouri abstracte, în spatele cărora se ascunde o logică particulară. Păi este un peisaj cu un călăreț singuratic, așa i-am dat și numele, călărețe singuratic. Este mai mult abstract pentru că îmi plac lucrările abstracte. Nu știu, cred că a fost o chestie de moment, așa am simțit atunci în momentul acela când l-am pictat. Toate lucrurile mele sunt cam așa, sunt. Am și cu girafe, tablouri africane și cu o lună. Tu pictezi de regulă sau doar astăzi că este o zi specială pentru voi? Nu, pictez de câțiva ani buni de zile și asta doar câteva din tablourile mele. Deci pe lângă meseria... Polițiștii artiști susțin că, în general, munca îi obligă să găsească și alte căi de relaxare, această pasiune fiind ca o supapă pentru reducerea presiunii acumulată într-o zi de muncă. Acum am picat un coș cu crizanteme, inspirat după Grigorescu, îmi plac picturile lui. Pe lângă meseria de polițist aveți și această pasiune. E o pasiune, e o relaxare, pur și simplu acolo mă pierd, acolo mă regăsesc în pictură, mă exprim mai... E felul meu de a mă exprima. După o zi stresantă la lucru în care aveți exact. O meserie, da. Mergeți acasă. O jumătate de oră, o oră de pictură, pur și simplu mă relaxează. Cei doi reprezintă o mică parte din rândul polițiștilor cu talente artistice.